pe deasupra este controlul partenerului fără să-l fie. Important nu este să-l izbesc de pământ. Important este să-l aduc în situația în care pot să fac ce vreau cu el, inclusiv să-l izbesc de pământ. Asta este important. Da? Dacă am ajuns cu sabia aici la gât, eu nu trebuie să-i tai gâtul. Este ca și cum îi l-am tăiat. Da? A spune că el mare vreo șansă, este o prostie. El nu are nicio șansă. Da? Dacă el nu are nicio șansă, de ce așa? Așa și aici. Lucrez cu un partener de două ori la un antrenament. Dacă îi izbesc de 1000 de ori, da, și asta urmăresc, da, toată tehnica mea se va duce doar la forța de a da cu el de pământ. Până acolo nici nu știu ce fac. O fi bine, o fi prost, sunt dezechilibrat, nu sunt dezechilibrat, sunt poziție bună, respect mai distanța optimă, nimeni nu știe. Obiectivul meu este să dau cu el de pământ, da, să vadă ce e jur, cât de bun sunt. Asta vă spun că... Da? Da? Suficient atât. I-am făcut mai mult pentru ca să vadă procedeul la asta. E suficient, da? Blocat? E controlat? Da? Am zis vin aici? S-a terminat cu el. De ce l-aș spune? Da? Deci, important este însă control, da? Că între mine și el este o legătură care nu se desface. Din cauza acestei legături, eu pot să fac ce vreau cu el. Asta este important. Da? Orice fac. Pentru că nu este decât un element pe care eu îl dirigez. Ca și pe propriul meu corp. Bine că e mare, că e greu, că e suferit. Încă o dată. Un. Doi. Asta e important. Da? Sigur că pot să fac și așa. Sunt fricată, da? Da? Am intrat. Nu am aruncat. Fricată pentru că e totul de desfibrat. Hai. Trebuie să studiem bine lucrurile astea pentru că se chem de tot.
agerșaptare în picat chestia asta, nu? Mă vezi cu pumnul, intri, dau la abdomen, la față. În capul lui se este format tot acest scenariu. Orice element care îl strică, îl obligă pe el să-l refacă. A zis, stai, ce-i asta? Asta nu era scenariul meu. Bun, până aici știam, dar acum ce fac? Da? Toată această problemă care trebuie să rezolve rapid, îl oprește din atac, lucrul care mă interesează pe mine, da? Și îmi permite mie, nu? Da, îmi permite mie să intervin. Instinctul obligă să prindă ala, pentru că el crede că e mai periculos dacă nu-l prinde și îl lovește. Da? Pe asta se bazează procedeile, da? Pe care le faci cu un partener care știi că te atacă imediat, dar încă nu te-a atacat. Da? L-am obligat să atace când am vrut eu. Să inițieze atacul când doresc eu. Instinctivă, da? Care nu ține de Aikido, îmi oferă brațele, un lucru minunat, am nevoie de brațele lui, da? Poftim, încercați! Că fiecare din noi ține la locul pe care îl ocupăm. Instinctiv, da? Ținem la poziția asta pe care o ocup și nu-mi place să o cedez deloc. Nu-mi place să o cedez. Dacă nu e dispus să cedeze, el nu e dispus să cedeze, el nu e dispus să cedeze, nimeni nu cedează, lucrurile pot îngheța. În Aikido eu pot ceda, dacă asta mi-aduce avantaje. Nu? Da? Trebuie să-mi păstrez locul ăla. Observ că, de exemplu, atacă cineva Shomen Tsuki, da? Da? Mă feresc, da? Ajung până aici, n-am cedat locul ăsta, sunteți de aici să fac o tehnică care este să se mână, da? Și aici de la cum face, controlez situația, fac asta. N-am decât să fie, chiar nimic aici.
sunt expus oricărei lovituri, observă. Chiar dacă eu schimb bine mâinile, nu folosește la nimic. Deci mă duc către spatele lui, da? Mă ascund de lovituri, da? Mă ascund de lovituri. Trag sau împing? Sigur, pare o întrebare retorică și mulți zic că cum adică nu mai se trag? Este știut, nu? Că în Aikido nu tragi. Treaba asta cu e știut este discutabilă. Sigur, cu toți spunem chestia asta, mai ales celor care încep Aikido, da? Deci ca să-i formăm să-și arunce energia înainte, da? Pentru că este mult mai greu să o faci, să o preiei și să o îndrepti în altă direcție la început. Deci mai firesc sau să faci un gest pozitiv, da? Și să împingi de gând. Asta nu înseamnă că nu poți să și tragi. Dacă ești stăpân de mișcări de tale, dacă știi bine Aikido, dacă poți ai un control bun la energiei tale și partenerului, nu contează că tragi, împingi și așa mai departe. Dar subiectul nostru este dacă tragi sau dacă sigur că este de preferat să împingi, pentru că, cum mai spuneam, nu? Atrage că se ține o mișcare de om zgârcit. Mișcarea asta este ca și cum ai da cuiva ceva, chiar că dai un punct, ai dat. Hai să facem o exemplificare. Au tine, pe șomenul, se face un cer, da? Și mă vreau să-l arunc pe partea mea. L-am dezechilibrat, dar n-a fost suficient. Împinge. Împinge. Posibil. Dar ăsta e un caz prea simplu. Hai să luăm următorul caz. Șomen cu chip. Frumos, da? Și vreau să-l arunc pe patele în coace. Imposibil. Pentru că e greu. E mare, da? Și când trag, nu am control asupra corpului decât asupra brațului. Fac același lucru împingând. Vreau să fiți atenți unde împing. Chiar dacă arată ca o tragere, este împingere. Vreau să mergem. Unu, da? Asta se vine mâna mea, da? Și împing. Da? Am împins. Diferența pare, efectul e mare, dar diferența mișcării aproape insesizabilă. Nu? Unu. Facem toate aceste 1,
quando procedeu negligente, só fez uma parte, né? Uma coisa muito escusa mesmo, dá que estou bom. Tem blasco, nos pinte, é? Parteneiro, não posso falar, tá? Então, não dá, e tu é que faz, fez uma parte, só se ele simulou. Sabia, tá?
vestido a Cristo. Quando fuiste cá? Evita-te.
Grazie.
țineți să marcați ritmul mișcării în minte, numărând pasul. Eu totdeauna fac treaba asta când arăt că sunt OCD-ul cuiva sau nu știu, începătorilor sau începătorilor mai avansați, da? Numărând 1, 2, 3, 4, da? Asta imprimă celor care văd și ascultă, da? Armonizarea celor două tipuri de semnal, vizual și auditiv, da? Ele împreună formează tactul sau, zicem, ritmul acestei mișcări. Ritmul este extrem de important dacă vrei să înveți ceva. Nu poți învăța muzică dacă nu înțelegi ritmul fiecare melodie. O melodie fără ritm, nu e nimic. Chiar dacă este minunată, nu e nimic. Da? Așa e. Da? Deci. 1, 2. Da? 1, 2. 2. Uno, dois, três, quatro. O gênero de produto tem quatro elementos de claro, não? Um, dois, três. Já tem que ter três. Um, dois. Înseamnă că tot corpul lui trebuie să-l mișc, tot e greu așa. Nu spun că este incorrect. Da? Deci. 1, 2. Ce ați făcut? Cum ați putea optimiza mișcarea? Să nu știi că tot mișcarea nu scate așa. Dacă v-ați mintea, așa se mișc, în felul ăsta, ar fi extraordinar.
sempre fino a certe idee, là, io stavo per fare che decidere che a parte è sempre un punto altro possibile. Però se non fa quattro cinque, cattate tutto le aiuto a me. Potrebbe sau nu, dacă îi folosește, da? Dacă am trecut din garda lui, nu i-a folosit.